Cuplul primei reprize. Iată cuplul care a adus Oradea acolo unde este acum. Șerban Sere și Cristi Achim. Unul în calitate de manager, celălalt ca antrenor. Un proiect frumos la Oradea, un proiect care își arată deja de câțiva ani roadele. Oradea începe excelent repriza secundă cu încă un coș de 3. Sunt curios care va fi procentajul la finalul partidei. Probabil Târgu Mureșenii și-au luat măsuri suplimentare de siguranță pentru a contracara această situație. E aproape imposibil să câștigi împotriva unei echipe care marchează cu o asemenea regularitate și trage atât de mult cât cum a făcut Oradea în prima repriză. Barnett pentru Nuhanović. Puștavar este lângă el, minge întoarsă, Mandache pleacă bine pe lângă om, coboară Zeno! Iată-l pe nou venitul în echipa orădeană, ce poate să facă. Un jucător pe care l-au căutat mult, Sere și Achim. Declara Șerban Sere acum câteva zile într-o conferință de presă că s-a înțeles cu Zeno din punct de vedere financiar într-o singură convorbire. A fost mai greu să-l convingă să vină în România la Oradea, pentru că un jucător de valoarea acestui treiar acceptă să semneze doar pentru echipe care își propun performanța și vrea să joace, acceptă să joace doar în campionate competitive. Campionatul României este unul competitiv. Asta se vede în fiecare săptămână aici la DigiSport și evident în sălile în care se joacă partidele. Oradea începe, pleacă ca din pușcă în repriza a doua și se desprinde, iată, deja la 12 puncte. Mohamed pentru Gaiović, aruncare de 3 puncte, ratată de Gaiović. Mohamed prinde ofensiv și marchează cu panoul. Prima reușită a lui Alhagi în repriza a doua. Franklin scutură plasa din nou de la distanță. Gaiović se ceartă cu Martinić. Cei doi nu erau, nu s-au hotărât cine iese pe Will Franklin. Martinić aruncă pentru că mai era o singură secundă. Airball și coșul nu este valabil. Păcat de recuperare ofensivă a lui Alhagi. N-a mai apucat să arunce pentru că a expirat timpul de atac și asta pentru că mingea plecată din mâna lui Martin nici nu a atins inelul. Fără idei parcă Târgu Mureșenii în acest debut de repriză a doua. Se oferă 3 secunde acum. Era cu călcâiele în vopsea Nuhanović. Marius Ciulin neiertător. Goran Martinić acum pentru Mohamed. Alhagi întoarce la Puștavar, angajat Loții Lazar. Nuhanović faultează. Doar 2 puncte înscrise de Lazar și o recuperare în 12 minute jucate în prima repriză. Celălalt pivot, Uzi Baro, acum în prim plan, a jucat 9 minute și un pic și a dat 7 puncte, reușind și 2 recuperări. Șuta lui Zeno, perfect.
simte din ce în ce mai bine Zeno. Are 11 puncte marcate în acest moment. 13 pentru Franklin. 11 reușite și de Markovic. Recuperează Nuhanović. Acum Frank. Nuhanović scoate la Zeno, iar aruncare de 3 puncte ratată. Recuperează Loții Lazar. Și acum Mohamed, o trecere frumoasă pe la spate. Ce trecere reușește Al-Hagi pe lângă internaționalul Andrei Mandache. Iată-l pe Mandache. Mohamed în față, Mandache aruncă de 3 puncte. Airball. Recuperează Gajović. Și acum Mohamed. Este faultul lui Mandache. Iată aici. A încercat Mohamed să treacă altfel adversarul său direct. Gajović se duce bine cu Nuhanović, care faultează. Nu e foarte convins Salih Nuhanović de justețea deciziei lui Ciulin. Poate avem o reluare după aceste două libere. Gajović, 2 din 4 de 3 puncte astăzi, înscrie ambele libere. Schimbat Nuhanović de Bogdan Țibârnă. Bogdan se antrenează la capacitate maximă. Mai are nevoie însă de ceva timp pentru a-și reveni și din punct de vedere sportiv. După o pauză și nu e deloc simplu să joci la nivelul tău obișnuit. Gajović face recuperarea și acum Al-Hagi Mohamed pentru Martinić. Doran Martinić, Al-Hagi Mohamed. Pătrundere bună, excelent voleul, tipinul lui Loții Lazar. Și Cristi Achim cere time-out. Echipa asta este în pierdere de viteză după o plecare ca din block start în repriza secundă. Oradea a avut 13 puncte avantaj. Haide tu, share the ball, haide tu, continue with our action. Haide tu, recognize situation and speak and judge this and play this. Apărați-vă și alergați! A fost ceea ce a cerut Cristi Achim pe finalul timpului de odihnă. La început le-a spus că jucătorilor că au început să aleagă acțiunile individuale în detrimentul celor colective care le-au adus avantajul pe tabelă. Zeno aruncă Mandache din colțul terenului și marchează. Din ce poziție! Iată-l pe Gajović. 10 puncte avantaj pentru
Oradea. Aruncă Mohamed, ratează, Țibârnă face bine blocajul în fața lui Loți Lazar, contraatac și abatere de pași, da, așa e. Zeno a dat drumul surprinzător pentru mine, la minge pe diagonală, l-avea în continuare pe tușă, pe Mandache. Nu cred că se aștepta nici Barnett să vină mingea spre el. Puștavar pentru Martin, deci din nou Puștavar aruncă de 3 puncte, ratează, Zeno culege această minge și o pasează imediat lui Franklin pentru Barnett pe coborâre. Gajović vine foarte bine în repliere. Da, Iureviciu l-a tras pe Țibârnă pentru a se ajuta să plece după Mandache. Aici este momentul. A fost sancționat cu greșeală personală. Franklin. Fault comis de Martinić. Doar 4 puncte marcate de Martinić până acum, un singur coș din acțiune din 6 aruncări, 0-3 la 3 puncte. Combinație interesantă din repunere a orădenilor, n-a ieșit aleiupul lui Franklin pentru Zeno. Martinić. Poiac în colț la Iureviciu, liber Iureviciu, scoș de 3. Mureșul continuă să alerge după egalare. Mandache, Țibârnă, cere Barnett în 3 secunde și este faultul lui Puștavar. Sean Barnett are 2 libere, complicat pentru Cristi Achim să-i aleagă pe cei 6 străini care vor juca în fiecare meci. Sigur, se va ghida și după adversar. Dacă adversarul are forță în spațiul de 3 secunde, probabil Lucic nu va fi lăsat în afara lotului, așa cum s-a întâmplat astăzi. Târgu Mureșul fără Ivanović și Fraseniuc, jucători care ar putea să aducă un plus important sub panouri. De asemenea, Dani Popescu lipsește din echipa gazdă. Dani Popescu, cel care a jucat în ultimele sezoane pentru Oradea. Ratează Iureviciu și tot el recuperează. Mai rar se întâmplă asta, să-ți prinzi libera ratată. Puștavar l-a ridicat din fentă pe Barnett, a ratat însă aruncarea din poziție bună. Și acum Mandache. Se oprește la 3 puncte Andrei Mandache. Din nou coș de la distanță pentru Orădeni. 13 din 20 au oaspeții de 3 puncte, 5 din 18, din 18, da, gazdele, ce diferență, 27% are BC Mureș. La 3 puncte, procentaj așa și așa, dar 65% cât are Oradea, este enorm.
Și ideea e că mă uit pe statistică, nu este un singur jucător care marchează de afară. Zupan are 2-2, Franklin 4 din 4, 3 din 4 Markovici, una din una Bogdan Țibârnă, 2 din 4 Mandache. Centaje excelente. Zeno. Este în afara terenului din Uzibaro. Este Franklin, intră Petrișor în echipa oaspete. Un minut și 49 de secunde până la finalul sfertului. Mandache. Poiac lângă el, Mandache aruncă din poziție grea, nu-i mai este coșul de acolo și acum Barnett este sancționat cu fault. Markovic din nou pe parchet, 11 puncte înscrise de el în 10 minute. Atât a jucat, sfertul 2. Nici Zupan n-a jucat mult. Doar 11 minute, perioada în care a marcat 10 puncte. Petrișor. Zeno, stop shoot foarte frumos al lui Zeno, care se întoarce în aer. Este avantajul când sar mult, se poți echilibra în aer. Iurevicius pentru Goran Martinic. Țibârnă bagă piciorul, intervenție de portar de handbal. Pentru Iurevicius. Iurevicius continuă cu Gajovic. Baro nu aștepta pasa acolo. Destul de încălcită combinația. Și acum Petrișor pentru Zeno. Markovic, Țibârnă. Baro este lângă el, Țibârnă pierde șansă de contraatac pentru BC Mureș. Poiac aruncă peste Zeno, urmărește Baro și înscrie 2 puncte. Ultimele 30 de secunde ale acestui sfert, 9 puncte avantaj pentru Oradea. 22-18 scorul în favoarea oaspeților în această perioadă de joc. A ratat Zeno! Țibârnă se trezește cu mingea în brațe și o pune în coș. Ce cadou a primit Bogdan. O recuperare ofensivă și 2 puncte. Bine, au venit acestea și în urma poziționării lui foarte bune. S-a dus la urmărire. Secunde ale sfertului 3. BC Mureș încearcă să se mai apropie cu un pas de adversari.
Urmând ca în sfertul 4 să apese pe accelerație Mohamed. Aruncare de 3 puncte în ultima secundă, ratată de Mohamed. Este pauză ultima a acestui meci, 61-72 scorul.